Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție online a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și ne aflăm din nou împreună pentru a afla noutățile legate de vreme și de mediu. Vă reamintesc că până în această seară, la ora 23, vântul va continua să sufle cu putere în nord, în centru și la munte, dar și în capitală. Până să aflăm cum va evolua vremea în următoarele zile, ne bucurăm de vești bune pentru că de 39 de ani, în fiecare zi de 14 mai, ne mândrim cu primul și singurul cosmonaut român care a ajuns în spațiu. La 14 mai 1981, Dumitru Dorin Plunariu devine primul și singurul cosmonaut român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Zborul a avut loc la bordul navei spațiale Salyut 6 și a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Misiunea a făcut parte din cadrul programului spațial Intercosmos. Acesta își propunea explorarea spațială a Uniunii Sovietice pentru a permite membrilor forțelor armate ale statelor membre ale Pactului de la Varșovia să participe în misiuni de explorare spațială. De profesie inginer aeronautic, Dumitru Plunariu este pământeanul cu numărul 103 care a ajuns în spațiul cosmic. Mâine, 15 mai, în prima zi în afara stării de urgență, se celebrează Ziua Națională a Bujorului. Exact! Dacă nu știați, aceasta este floarea națională și emblema florală a României. În județul Dolj, la Plenița, este organizată o sărbătoare a bujorului în luna mai. Desigur, anul acesta, manifestările publice nu sunt posibile. Bujorul românesc este o plantă rară, unică în Europa, care poate fi întâlnită și admirată în special în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Această floare este ocrotită încă dinaintea celui de-al doilea război mondial. Bujorul sălbatic este tot mai rar de la an la an, de aceea este absolut necesară protejarea lui. Dacă cineva se încumetă să rupă o floare de bujor, riscă o amendă usturătoare de până la 12.000 de lei. În prezent, sunt 5 rezervații de tip floristic în care bujorul sălbatic este ocrotit. Bujorul românesc este țesut pe ei, pe scoarțele țărănești, este prezent în buchetele de mireasă pentru a aduce sănătate, prosperitate și fertilitate. În curțile bunicilor, bujorii sunt mereu puși la intrarea în curte pentru protecție. În lume, bujorul sălbatic se întâlnește în sud-estul Europei și în Asia Mică. Planta este toxică, mai puțin petalele. Floarea este mare, purpurie și are stamine galbene. Se încheie starea de urgență. Față de ultimele două luni, multe lucruri se vor schimba în încercarea de a reveni la normal. Unele dintre acestea nu vor mai putea fi la fel. În continuare, ne oprim asupra unui subiect de interes major pentru a analiza starea lui posibilă după pandemie, traficul. Chiar dacă intrăm în starea de alertă, această primă etapă de relaxare va influența cu siguranță traficul auto actual. Nu doar că acesta va fi reluat, dar ne așteptăm chiar la o creștere masivă a lui față de perioadele obișnuite din trecut, întrucât oamenii se vor simți mai în siguranță să circule cu propria mașină decât cu mijloace de transport în comun. Vestea este foarte proastă, nu doar pentru că poluarea va exploda din nou, ci și pentru că s-a dovedit că aerul cu noxe favorizează îmbolnăvirea cu COVID-19 și chiar apariția bolilor mentale. În acest sens, în multe orașe din Europa și din Statele Unite se construiesc piste de biciclete ca răspuns la pandemia de COVID. Berlin, Bruxelles, Paris, München, Milano sau Roma sunt o parte dintre aceste orașe. Cele mai ambițioase planuri vin din orașele cele mai puternic afectate de pandemie. Milano își propune să creeze 35 de km de piste pentru bicicliști și zone pietonale. Planul, denumit strade aperte, străzi deschise, adică, prevede și încurajarea altor forme de deplasare, precum mijloacelor de transport în comun sau chiar car sharing. Limitele de viteză la 30 de km pe zi vor fi ceva obișnuit. La Paris, primarul a declarat că după pandemie nici nu se pune problema ca acest oraș să redevină o capitală dominată de mașini. München și-a stabilit un obiectiv ambițios, până în 2025, 80% din călătoriile făcute în oraș să fie fără mașini. Chiar și în Statele Unite, tramvaiul redevine un mijloc de transport luat în calcul după o jumătate de veac în care a cam fost ignorat. Bucureștiul ar avea și el acum șansa să-și revizuiască perspectiva. Viziunea actuală este îndreptată către demolări de clădiri pentru a lărgi sau pentru a crea benzi suplimentare de trafic. S-a demonstrat în practică, însă, la nivel global, că această tactică nu face decât să mărească traficul pe termen mediu și lung. După o scurtă perioadă de relaxare, se ajunge din nou la congestie. De aceea, cel mai bine ar fi dacă ne-am direcționat preocuparea spre îmbunătățirea condițiilor oferite de transportul în comun și spre construirea unei infrastructuri care să faciliteze deplasarea cu bicicletele. Bucureștiul este al treilea cel mai congestionat oraș din Europa, după Moscova și Istanbul. Asta în condițiile în care avem de 6 ori mai puțin locuitori decât are capitala Rusiei și de 8 ori mai puțin decât Istanbulul.
Orașele Los Angeles și Istanbul sunt două exemple de metropole care au investit miliarde în autostrăzi urbane și, totuși, sunt printre cele mai aglomerate orașe din lume. Amsterdam este printre primele orașe care și-au îndreptat atenția spre alte soluții de rezolvare a congestionării traficului, după ce în anii 70 populația s-a revoltat împotriva aglomerării cu mașini și a pierderilor de vieți omenești ce decurgeau de aici. Astăzi, Amsterdam este un oraș al bicicliștilor. Să vedem acum datele despre vremea din țara noastră. Ei bine, dragii mei, la noapte cerul va fi variabil cu înorări temporar accentuate în regiunile nordice, unde local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va prezenta unele intensificări la munte, în est și în sud-est. Temperaturile minime se vor situa de la 6 grade în estul Transilvaniei și se vor opri la 18 grade pe litoral. Mâine, vremea va fi deosebit de caldă în sudul, în sud-vestul și în centrul țării și va deveni răcoroasă în nord-est. Mai ales în regiunile nordice și în cele centrale, precum și la munte, vor fi ploi zgomotoase. Vânt, iată, și condiții de grindină. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala doar izolat. La munte, vântul va sufla tare, cu peste 80 de km pe oră, iar în regiunile sudice, la rafală, încă se pot atinge viteze de 60 de km pe oră, maxime între 15 și 33 de grade. În București urmează o noapte liniștită, iar spre dimineață în termometre vor fi 15 grade. Mâine, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate, vântul se va face simțit, iar la amiază vom avea 28-29 de grade. Sâmbătă, vreme frumoasă și caldă, dar tot cu vânt, în jur de 50 de km pe oră. La munte, ziua de mâine va aduce ploi torențiale în masivele estice și local în rest. Vântul va sufla cu putere, așa cum vă spuneam, peste 80 de km pe oră. Cea mai ridicată valoare va fi în Poiana Brașov, 25 de grade. La mare, vremea se răcorește, dimineața sunt șanse să plouă, dar apoi cerul va deveni variabil. Bate și vântul, iar în aer vor fi 17-18 grade, apa mării 14 grade. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar vă dau o nouă întâlnire mâine, tot aici, în online. Până atunci, să aveți o seară minunată! Toate cele bune!